Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus.pi. Invitatul meu din această seară este șeful Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, comisarul șef de poliție, Laurențiu Pantazi. Bună seara, domnule Pantazi, și bine ați revenit în studioul Campus TV. Bine v-am regăsit. Domnule Pantazi, ne-am propus în această seară să tragem oarecum linie peste anul 2016. Despre ce a însemnat acest an din punctul de vedere al dumneavoastră și al colegilor dumneavoastră, o să vă rog pe dumneavoastră să ne explicați, să ne spuneți. De asemenea, aș vrea foarte mult să insistăm și pe ce înseamnă fenomene de creștere sau scăderea infracționalității acolo unde este cazul sau a anumitor cazuri. O să dăm în cea de-a doua parte a emisiunii noastre, o să dăm posibilitatea telespectatorilor noștri să intre în legătură directă cu dumneavoastră, dar rugămintea mea ar fi ca întrebările și problemele ridicate să fie punctuale pe subiectul pe care îl dezbatem în această seară și de asemenea vom prelua mesajele venite din partea telespectatorilor. Dacă ar fi să ne referim la anul 2016 ca an încheiat, pentru că așa este, cum l-ați caracterizat dumneavoastră și ce semnale aveți de la colegii dumneavoastră? Deci 2016, foarte pe scurt, dacă ar fi să folosesc un singur cuvânt, ar fi un an complicat. Sau hai să-i spun un an special. Anul 2016 a fost marcat în primul rând și discutăm de niște premize pe fondul cărora noi ne-am făcut analizele de sfârșit de an și ne referim aici în primul rând la aspecte de ordin intern, mai precis pierdere naturale prin pensionare la o cifră extrem de însemnată față de ceea ce înseamnă uzual în instituția noastră, aspect care de altfel a caracterizat la nivelul întregii instituții a poliției în România acest an. Și în al doilea rând, nu în ultimul rând, la faptul că misiunile noastre au fost îndreptate și organizate, având în vedere și cele două campanii electorale, respectiv alegeri. Asta înseamnă două luni din 12, atunci când efectivele noastre au avut ca și sarcini suplimentare și alte misiuni decât cele cotidiene, cele obișnuite. În ciuda acestor două aspecte, totuși putem concluziona că polițiștii buzoieni și-au făcut datoria. Cifrele dublate, bineînțeles, de realitatea din județul Buzău spun asta și ne referim la niște scăderi de criminalitate. Analizele pe care le avem aici, în baza cărora am făcut și comunicatul de presă către dumneavoastră, sunt întocmite de către o unitate specializată alcătuită din analiști care sunt externi Inspectoratul Județean de Poliție. Fac precizarea asta să încerc să înlătur vreo bănuială de subiectivism. Astfel încât, practic, și anul 2016, de fapt anul 2016, face parte dintr-un trend care se înregistrează la nivelul județului Buzău în ultimii 5 ani. Analiza în acest an am făcut-o în acest mod. 2016 fiind anul cu cele mai importante scăderi, dar făcând parte dintr-un trend care caracterizează ultimii 5 ani. Discutăm aici de scăderi de criminalitate, că asta interesează pe buzoian și pe noi. Scăderi, spunem noi, importante. Dacă discutăm de criminalitate în general, am avut în 2016, comparativ cu 2015, o scădere cu 10% a tot ceea ce înseamnă sesizare de infracțiuni în județul Buzău. S-a înregistrat ca și volum de criminalitate cea mai mică valoare din ultimii 5 ani, așa cum arătam, 5 ani fiind într-o scădere continuă. Această scădere este dată în principal de scăderile realizate privind infracționalitatea judiciară, cea care doare cel mai rău. Ne referim aici la furturi, tâlhării. Și dublate în același timp, deci la infracționalitatea judiciară avem 11% și dublate în același timp de scăderi, spunem noi, mai mult decât importante, cu 27% în ceea ce privește criminalitatea stradală, criminalitatea vizibilă, practic cea care produce acel sentiment și acel disconfort privind siguranța cetățeanului. Punctual o să vă rog să explicați buzoienilor care au fost măsurile pe care dumneavoastră împreună cu colegii noastre le-ați luat pentru a duce la aceste scăderi. Măsurile practic se înscriu într-un plan de măsuri mai amplu, urmărit de noi cel puțin în ultimii 5 ani. Întâmplător sau nu,
coincide această perioadă cu perioada la care, din momentul în care eu sunt la conducerea inspectoratului. Nu am încercat să reliefez acest lucru, ci a fost efectiv perioada pe care am luat-o ca atare să nu încerc să judec ce au făcut alții. Aș da, și de asemenea poate fi un bilanț al activității dumneavoastră. Nu am vrut să par așa, insist și am făcut precizarea asta ca să argumentez faptul că noi am urmărit aceste obiective, nu doar în un trimestru, nu doar un jumătate de an, ci o urmărim de câtva timp. Ne referim aici, în primul rând, la obiectivele prioritare, cele privind siguranța cetățeanului, menținerea unei legalități în mediul de afaceri, acțiunea fermă la tot ceea ce înseamnă criminalitate transfrontalieră, grupuri criminale și, nu în ultimul rând, asigurarea de resurse umane și financiare, astfel încât inspectoratul să rămână operativ. Acestea au fost ca și obiective, ca și priorități. Discutăm de două priorități naționale pe care le-am urmărit și care au fost și în anii trecuți. Ne referim aici la micșorarea delinvenței juvenile și măsurile antivictimizare minori, la infracțiunile contra patrimoniului, obiectivele fiind să le scădem, bineînțeles, și prioritatea locală, care cred că va rămâne foarte mult timp ca și prioritate pentru IPJ Buzău, ne referim aici la siguranța rutieră. Mergând pe aceste coordonate, prin activități specifice, prin programe bine conturate, atât de la nivel central cât și la nivel local, pe andocarea tuturor forțelor și tuturor factorilor, nu numai a poliției, în asemenea programe, și profit de ocazie să mulțumesc în general mass media, care a fost alături de noi la fiecare inițiativă, s-a reușit și pe lângă această activitate, ne-am bazat pe legalitatea și combativitatea crescută în ceea ce privește tratarea infracțiunilor ca atare, s-au reușit într-un timp, iată, lung, și zic eu, și sper că temeinic, dacă s-a întâmplat într-un spațiu relativ lung, 5 ani, să aducem un sentiment de siguranță în județul Buzău. Dincolo de micile infracțiuni, dincolo de evenimente poate mai puțin plăcute ale IPJ Buzău, care țin poate chiar de viața noastră internă, care au avut loc în anul 2016. 2016 practic a însemnat un punct culminant, dacă mi-e permis, în ceea ce înseamnă combaterea criminalității. Îmi place să cred, și sunt buzoian, sunt născut aici, eu și părinții și prietenii mei, că aceste cifre sunt dublate și în realitate, în viața de zi cu zi, în ceea ce se întâmplă pe stradă în fiecare zi sau chiar în fiecare noapte. V-am adresat această întrebare pentru că am văzut un raport de activitate și a ceea ce înseamnă caracterul preventiv al activității dumneavoastră. Văd peste 5200 de astfel de activități în care au fost informați, să spunem, peste 73.000 de cetățeni. E adevărat, am participat la foarte multe astfel de acțiuni. Au fost acțiuni care vizau punctual anumite evenimente, să spunem, sau anumite perioade, în sensul că au fost perioade în care cetățenii erau păcăliți cu metoda accidentul. Au fost perioade în care au fost păcăliți cu tot felul de evenimente și imediat apăreau astfel de acțiuni prin care îi informați practic pe cetățeni. Au efect imediat aceste acțiuni? Nu, bineînțeles că au efect în timp, iar ele însele singure nu au un efect deosebit dacă nu intervine alături și prinderea infractorilor respectivi pe care i-am minteați. Îmi plăcea să glumesc cu un prieten și o să vă povestesc și dumneavoastră dacă se poate. Vă rog. Mă întreba, băi, stați bine, un prieten din sistem, nu din poliție, din parchet. Stați bine, anul ăsta a scăzut criminalitatea, ce s-a întâmplat? Și am spus în glumă, și acum la dumneavoastră o spun în glumă, dar spre serios, au fost buzoienii mai cuminți. Dincolo de eforturile noastre, eu mi-am permis chiar să felicit însăși populația în ansamblu a județului Buzău. Deci nu ne-am mai întâlnit cu infracțiuni atât de multe, eu le numesc infracțiuni gratuite. Mă refer la acele loviri cu consecințe deosebit de grave, care au loc spontan, la cârciumă sau, sau pe fondul consumului de alcool. Nu am mai avut, Doamne ferește, accidente atât de grave în care să fie implicați buzoieni. Am avut accidente grave, suntem în scădere cu accidentele grave în 2016, dar o pondere mare la accidentele grave, din nefericire, Doamne ferește, sunt persoane care au fost în tranzit pe raza județului Buzău.
Deci pot să glumesc cu ghilimele, în sensul că contează și am avut de a face și văd, cel puțin în acești 5 ani, un alt grad de civilizare a buzoienilor, grad care se manifestă în mod benefic și în zona ordinii și siguranței publice. Da, o să abordăm îndată și acest aspect al accidentelor grave petrecute pe raza județului și pe raza municipiului Buzău, însă pentru că am discutat un pic mai mult despre ceea ce înseamnă combaterea criminalității, e drept că anul trecut Buzăul n-a apărut în presa locală sau în presa centrală cu bătăile acelea pe care le vedem între elevi în școală, în clasă și așa mai departe, din fericire. Au fost însă punctual și aici aș vrea să nu pomenesc numele colegiului la care mă refer. Există un colegiu în municipiul Buzău unde sunt probleme destul de grave. Ultima dată, dacă mi-amintesc eu bine, a avut loc o bătaie cu obiecte din astea contondente folosite de, eu știu, cu totul și cu totul alte situații. Iată că mai scapă totuși astfel de incidente. E drept că și acolo au fost indivizi veniți din afară care au atacat un elev, însă nu se poate să punem să oprim cu totul, dar prin educație, prin prevenire, mă gândesc că... Bineînțeles. Nu vreau să se înțeleagă prin prezentarea acestor cifre că s-a terminat treaba poliției în Buzău. Sau invers, că poliția din Buzău merge perfect, ca unsă, sau că tot ce înseamnă zona socială din Buzău este o zonă roz. Nu, dimpotrivă. Avem probleme încă, ni le asumăm ca atare, sperăm că le cunoaștem în esență și încercăm să le controlăm. În 2016 am reușit ceva mai bine decât acum. Iar chestiunea asta, v-am spus, repet, să se află într-un trend descendent, pozitiv, deci, de câțiva ani. În zona școlară, vedeți dumneavoastră, atât noi cât și jandarmeria cu care colaborăm foarte bine, avem responsabilități maxime în zona adiacentă a școlilor. Dincolo de gard, alții sunt cei responsabili. Și din nefericire, noi acolo participăm, intrăm doar când avem de făcut cercetări la fața locului. Nu au fost foarte multe infracțiuni în această zonă. De asemenea, este un indicator în scădere. Iar marea majoritate a acestor infracțiuni s-au referit la furturi minime de telefoane mobile, de sume de bani. Au fost cu titlu de excepție și astfel de situații, care într-adevăr ne îngrijorează. Vedeam zilele trecute pe un post de televiziune o bătaie care chiar m-a îngrozit pe mine, care am văzut cândva în 22 de ani de poliție. Și pe mine, exact, sunt sigură că și exact. Pe dumneavoastră. Cei care se filmau și care ne-a ferit Dumnezeu de treaba asta și sperăm nici să nu avem astfel de evenimente. Da, să sperăm că nu va fi Buzăul scena unor astfel de evenimente. Fiecare ne dorim ca ai noștri copii să nu fie în mijlocul unor asemenea, eu știu, imagini pe care noi am putut să le urmărim. Când vă referiți la criminalitate gravă comisă cu violență, domnule Pantazi, despre ce vorbim? Pentru că s-a tot pus problema. Există sau nu există în Buzău grupuri organizate, așa numite clanuri și așa mai departe. Și acest aspect poate face parte de aici, în criminalitate gravă, comisă cu violență? Ar fi putut face, dacă existau aceste clanuri și aceste grupări de crimă organizată. Deci nu există. După știința mea, și cred că Buzău nu este un municipiu sau un județ foarte mare, sunt absolut convins că și eu și dumneavoastră, ca jurnalist, am fi aflat până acum. Nu spun că nu există anumite tendințe de a se cimenta astfel de situații, dar de regulă noi ne-am făcut un obicei în a acționa înainte de a se constitui gruparea ca atare și a se constitui pe temeiuri criminale. Eu cred că de câțiva ani buni nu mai avem astfel de fenomene la nivelul județului Buzău și ăsta este un lucru lăudabil. Se datorează, bineînțeles, acțiunii și atitudinii poliției, dar și acelor instituții care au atribuții, mă refer aici la parchet și la instanțele judecătorești. S-a acționat ferm, nu au fost discuții vreodată și rapid și eficient. Și mulți dintre ei sunt acolo unde le este locul. Am înțeles. Dacă ar fi să ne referim la criminalitatea economico-financiară, aici văd că s-au înregistrat ceva creșteri, dacă ne referim la numărul de infracțiuni. O să-mi permit să închei cu violența. Vă rog. Avem și este de precizat, avem o scădere de 75% în ceea ce înseamnă infracțiunile de omor. În cifre reale au fost doar 2 infracțiuni de omor în anul trecut față de 6 în 2015. E un indicator bun și cred că este printre primele
județe din țară suntem la acest indicator. Contează foarte mult, e vorba de vieți omenești și acolo se vede foarte clar ceea ce spuneam despre o anumită civilizare a populației, dar și activitatea de prevenire despre care discutăm. În domeniul criminalității economico-financiare, creșterile sunt indicatori pozitivi pentru noi. Asta înseamnă că polițiștii au lucrat ceva mai mult. De regulă, infracționalitatea economico-financiară este o infracționalitate care nu se reclamă, ci trebuie căutată. Deci acolo urmărim să avem mai mult. Nu am prins în materialul care l-am înaintat către presă, în comunicat, numărul de dosare sau numărul de infractori. Am prins altceva, zic eu, mult mai relevant și mult mai concret, un obiectiv pe care de altfel l-am avut și l-avem și în planul managerial și în planul de acțiune al IPJ Buzău, ne referim aici la prejudiciul recuperat. De obicei, infracționalitatea economico-financiară creează găuri mari, de cele mai multe ori la buget, astfel încât evaziunea fiscală, spre exemplu, este o prioritate nu numai a noastră, a Poliției Naționale. Anul trecut s-a reușit, deci, recuperarea la buget a aproape 11 milioane de lei, asta însemnând cu 7 milioane jumate mai mult decât în anul precedent, ceea ce nu-i lucru de colea. Da, nu este de neglijat, este adevărat și pentru că vorbim despre criminalitatea economico-financiară în cadrul emisiunilor Campus TV s-au tot ridicat problema vânzătorilor de țigări, fie că sunt în piață, fie că sunt pe lângă și așa mai departe. Am prezentat și noi numeroase astfel de cazuri în care au fost prinși și chiar fabricanți de țigări. Aici cum stăm? Am avut rezultate destul de bune în anul trecut. S-a mers chiar până la lichidarea, dacă nu mă înșel, două fabricuțe, să le spun, constituite artizanal, față de alte județe, îmi permit să spun acum, ca cetățean, nu neapărat ca polițist. Eu cred că sunt mai puține țigări contrafăcute pe piața buzoiană decât în alte, comparativ cu alte județe similare nouă. Mă refer la Vrancea, Brăila, zona de est. Este mult diminuat fenomenul, după cum probabil, chiar nu știu dacă fumați sau nu știu dacă avem voie să discutăm despre treaba asta. Nu mai fumez, din fericire. Așa, nici eu nu mai fumez. Cred că cam de vreo 4 ani s-au cam dus, nu mai le găsești chiar pe fiecare tarabă și pe fiecare colț de stradă. Ceea ce e un indicator foarte bun, dincolo de ce scriem noi în bilanță. Da, este adevărat. Luăm o scurtă și pauză. Și un alt indicator, și am încheiat. Vă rog. Prețul a crescut, ceea ce înseamnă că sunt mai puține. Da, este adevărat și m-aș bucura... E un indicator foarte pertinent, să știți. M-aș bucura tare mult ca din ce în ce mai puțini oameni să aibă acces la aceste produse, pentru că bine ar fi să conștientizăm cu toții că nu sunt deloc bune. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct, vom prelua mesajele venite din partea telespectatorilor și telefoanele, așa cum spuneam la începutul emisiunii, atâta vreme cât fac referire la subiectul pe care îl dezbatem în această seară, dar vom continua discuția și cu ceea ce înseamnă accidentele grave petrecute pe raza județului Buzău în anul 2016. Scurtă pauză publicitară.